E prima zi aici, abar n-am ce să se întâmple. Wow, wow. Ia zi bine, mâine mai venim sau nu mai poți? Nu mai? Așa e prima zi bine. Mă doare genunchiul. Te doare și genunchiul? Mă doare genunchiul stâng. Mă doare genunchiul după mine, mă doare piciorul. Nu știu dacă se vede pe cameră. Bună dimineața, picanților, și bine v-am regăsit la un nou daily vlog, pentru că este super super zi. Astăzi o să facem foarte multe activități. O să mergem la sală, o să mergem prin oraș și o să mai găsim noi niște lucruri pe care o să le facem. Astăzi mă apuc de sală, mă reapuc de sală și sunt foarte foarte fericit. Am foarte multe vești pentru voi. O să urmeze niște daily vloguri extrem de tari, extrem de tari. Sunt sigur că și voi le așteptați. Așa că dacă vreți să facem cât mai multe daily vloguri, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like. O să-mi aranjez părul pentru că stă absolut oribil. După o să merg cu iubita să mâncăm și noi ceva, iar după o să mergem să-mi cumpărăm tot ce îmi trebuie pentru sală, pentru că este un echipament destul de complex. Oh, da! Așa mai zic și eu, freza de daily. Mamă, asta e freza mea de daily vlog. Freza m-am făcut în 2-3 minute. Gata, guys, stai să-mi dau și ochelari jos de la ochi să nu par cu ochelari, că afară plouă și eu am ochelari și suntem și în casă, Doamne ajută. Gata, guys, mi-am făcut și freza, am și păpat, iubita chiar acum se aranjează să-și facă părul și după urmează să mergem la mall să-mi cumpăr tot ce-mi trebuie pentru sală, adică echipament, shaker, absolut tot. După care mergem la sală. Mamă, deci presimt așa un mare bonus al vieții că mă apuc de sală. După care nu știu exact ce o să facem, dar știu că pe seară o să trebuiască să mergem la Antena Stars. Mergem la o super emisiune pe Antena Stars, la Cool Summer Nights, și o să ne distrăm super tare acolo. O să vă iau cu mine în platou și o să vedeți tot ce se întâmplă în spatele unei emisiuni. Așa că o să fie o zi foarte interesantă. Haideți cu mine. Tocmai ce am plecat și acum prima imagine cu iubita din acest vlog, pentru că nu ați apucat să o vedeți până acum. Ne pregătim să mergem să o înscriem pe iubita la școala de șofer. Gata, vine șoferița. Tu stați încuiați în casă că nu, glumesc. Nu, este foarte, foarte atentă. Pun pariu că o să se descurce foarte bine la volan. După ce o să înscriem acest mic îngeraș la școala de șoferi, o să mergem la mall să-mi cumpăr eu ce îmi trebuie pentru sală, adică echipament și tot, absolut tot. După care o să mergem la sală și suntem foarte, foarte, foarte entuziasmați. Abia aștept, Doamne, cred că o să reînviu după ce mă apuc de sală. Iubita, ești încântată să începi școala de șoferi? Cea mai încântată. Să Doamne, bolidul ăsta și să le arăți și fanilor. Da, abia deci lumea nu știe că noi în mașina în care ne aflăm acum este mașina ta. Este mașinuța mea, cei care m-au urmărit pe story n-am putut să rezist și v-am arătat așa un picuț pe story ce mașinuță mi-am luat eu. Dar nu știți exact cum arată, ce dutări are, nebunii. Așa că urmează vloguri imediat după ce vine șoferița în traficul ăsta din București. Eu cred că o să iau permisul înaintea iubitei, eu sunt cu un pas înainte, dar nu contează, când o să ne luăm amândoi permisul, o să facem un super mega car reveal la noi pe canalele noastre de YouTube și o să fie super, super, super blană, așa că stați geană pe canalele noastre de YouTube. Guys, probabil ați mai auzit și înainte de www.boosteroid.com sau nu ați auzit, dar chiar dacă ați auzit, chiar dacă nu ați auzit, vreau să vă spun de ce trebuie să încercați și voi cea mai tare experiență pe www.boosteroid.com. În primul rând și cea mai tare și nouă chestie, puteți să vă jucați absolut orice joc vreți voi, indiferent de performanța calculatorului vostru sau al telefonului vostru. Da, ați auzit bine, acum vă puteți juca jocurile chiar și pe telefonul vostru mobil. În al doilea rând, vă puteți bucura de joc la maxim. Vă puteți juca în 60 de FPS-uri fără lag, fără absolut nicio problemă. Iar în al treilea rând și cel mai bun rând ever, aveți cel mai mic preț ever, forever, la doar 20 de lei pe lună. Vă puteți juca absolut orice joc. Am spus totul, noi continuăm cu vlogul. Am ajuns aici să... Iubire, vezi că s-a plicat acest burețel de păr. Arici, burețel, cum să numi el. Iubire, ești pregătită? Să semnăm actele, să fie oficial. Nu nunta, să fie pentru școala de șoferi. Da, sunt cea mai pregătită. Haide, let's go. Gata, guys, oficial iubita este înscrisă la școala de șoferi. Și într-o lună jumate mă vedeți în trafic, fraților. La jumate deja aveți vlog clar pe canal, cum am luat permisul. La mine o să vedeți mai devreme, dar încă nu vă anunț absolut nimic, nu vă anunț dacă îmi luam sala, nu vă anunț dacă nimic, o să las totul secret. Da, oricum am cel mai isteț băiat posibil.
să vedeți voi. Acum tocmai ce am ajuns în mall, o să trebuiască să mergem să îmi cumpăr. La mine se văd doar ochii. Ce? La mine se văd doar ochii. Tocmai ce am ajuns în mall, să-mi iau tot ce-mi trebuie pentru sală, adică un echipament, un training, ceva, că eu nu prea am training-uri și alte chestii și după mergem la sală, mama, abia aștept, deci abia aștept. Sunt foarte, Antonio, foarte nervos. Antonio, putem face o poză? Dacă ești abonat. Da, dacă ești abonat? Da. Și ai apăsat și pe clopoțel? Da. Bine, atunci, atunci facem poză. Hai. Ascult de mami și de tati, ai note bune la școală? Da. Sigur? Da. Gata, guys, am plecat de la mall, ne-am îmbrăcat, ne-am făcut frumoși pentru că tocmai ce trebuie să intrăm în emisiune la Antena Stars. O să vă iau cu mine și o să vă arăt absolut tot ce se întâmplă în spatele unei emisiuni, dacă sunteți curioși și n-ați văzut niciodată. Nu am mai apucat să mai mergem la sală, dar o să mergem mâine, așa că acest daily vlog o să conțină două zile și nu una. Așa că pentru chestia asta așa super specială, nu uitați să rupeți butonașul de like, vă iau cu mine și haideți să mergem la emisiune pentru că ne grăbim super, super tare. Gata, guys, tocmai ce am ajuns aici la Antena Stars, tocmai ce urcăm scările. Să facem niște liniște aici, să nu stricăm pe aici emisiunea. Sper doar că n-am întârziat atât de tot. Bună seara! Bună seara! Dar ce băiat frumos! Am cel mai frumos iubit. Mulțumesc mult de tot iubirea mea frumoasă. Haideți cu mine că vreau să vă arăt ceva. Dați-vă și voi aici, Joker de România. Mamă, bine că au pus de România și nu de Galați. Abia aștept să intrăm în platourile Cool Summer Nights la Antena Stars, să cântăm acolo. Și bine, tot ce nu mă ești prea frumos, iubire, și vreau să te arăt în toată splendoarea ta. Mulțumesc. Nu știi din vlogurile anterioare că eu sunt mare cameraman. Abia fii artistic, iubire. Abia aștept să ajungem în platourile de filmare și să cântăm Joker. Cred că am lovit microfonul de acest film. Iubire, nu microfonul! Bună dimineața, guys, și bine v-am regăsit la ziua 2! Bună dimineața! Bună dimineața, suntem aici alături de iubita cea mai frumoasă din lume, cu găzanul în spate, pregătiți, nu mergem la pădure, astăzi mergem la sală. Doamne, abia aștept să creștem și noi brațele astea care nu au mai rămas absolut nimic din ele. Abia aștept și sper ca modul meu de viață pe care o să-l abordez să influențeze și viața oamenilor care mă urmăresc. Așa că rupeți acolo butonașul de like pentru că vor urma niște daily vloguri super tari. Gata, guys, tocmai ce am ajuns în mall. O să trebuiască să mergem la sală să ne facem abonamentele, mamă. Eu zâmbesc acum, dar voi nu vedeți asta. Să știți. Corona time. Și chiar vreau să vedeți rezultatele la noi pe Instagram, așa că dați-ne follow chiar acum. Intrați pe link-urile din descriere, urmăriți-ne pentru că o să vedeți rezultate foarte, foarte mari. Gata, guys, oficial am ajuns în vestiare la sală. S-ar putea să-mi ocupi pe chestia asta, mai mult ca sigur. Iubita este în celălalt vestiar, abia aștept să intrăm la treabă. Am luat aici tita mai butoiul cu apă. Sunt undeva la 2 litri jumate de apă, 2 litri 200 de apă. Sper să fie într-un ceas bun și să vedem niște diferențe foarte, foarte mari. Gata, guys, am reușit să-mi fac abonamentul și acum m-am îndreptat către aparate. E prima zi aici. Abar n-am ce să se întâmple. Mâinile de spaghete sunt aici. Și audați-le. Doamne ajută. Și astăzi cred că o să fac piept și să vedem cum merge. Iubita e deja la aparate, face bandă. Eu cred că o să fac piept și poate și un pic de spate, nu știu, doar așa ca să mă acomodez cu lucrurile de aici. Wow. Ce se întâmplă aici? Ce se produce? Ce se produce? Mișcare și sănătate! Mamă, cum te simți? Îmi tremură picioarele! Îți place la sală? Da! De câte ore lucrezi? Ha? De câte ore lucrezi? De o oră jumătate! Mai putem? Mai putem! Hai că mai putem, îmi tremură mâna pe camera, uite cum facem! Și mie picioarele, că am lucrat picioare și nu mai pot! Cum a fost iubire? Mamă, prima zi? Nu pot să stau în picioare! Da? Grea e revenirea! Mamă, ia zi, iubire, mâine mai venim sau nu mai poți? Nu mai? Doamne, îmi tremură picioarele! Așa e prima zi, iubire? Nu mai pot, iubire! Am forțat mult și am lucrat cu greutăți mari și mă doare genunchiul! Te doare și genunchiul? Doare și genunchiul stâng! Păi tu oricum ai avut și o problemă la piciorul și... Fix la piciorul stâng, de asta sunt mai sensibilă cu genunchiul stâng și acum când îl forțez și l-am forțat ca să fie o revenire de-aia... Da, bombă! Păi da. Venim și mâine oricum. Venim și mâine? Aici, în fiecare zi. Mamă. Un like egal o zi la sală.
Haide să vedem câte zile asta ne strânge. Doamne, gândiți-vă că mă tremură piciorul. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar îmi simt genul că vom face așa. Gata, guys, primul antrenament ever. Uitați-vă și voi aici ce vestiar de asta, așa super mega inteligent. Deci fii atent, vii așa. Pac, ai închis. Pac, a venit, ai pus cardul. Pac, s-a închis. Și după dacă vine cineva și apasă, nada, îți trebuie loc card. Pui cardul aici, s-a deschis nebunia. Pac, gata și cu primul antrenament ever după revenire. A fost destul de ok, nu m-am forțat chiar așa de mult, nu am făcut chiar așa de multe exerciții pe cum făceam și înainte. Dar a fost un început destul de bun. Acum o să mergem acasă și o să băgăm mâncare în noi, pentru că mi-e foarte, foarte mega foame. Iubita din celălalt vestiar a terminat așa antrenamentul, a lucrat foarte, foarte mult, îi tremură picioarele foarte, foarte rău. Gata, guys, ne-am întors de la sală. Tocmai ce am mâncat și noi ceva, pentru că eram lihnit. Deci, mama, abia așteptam să ajung acasă să mănânc ceva. Nu sunt chiar așa de obosit, încă a mai rămas un strop de energie în mine. Dar tocmai ce o să ne punem să edităm vlogul ăsta, care o să apară astăzi la ora 11. Și după ne punem la un bine meritat somn, pentru că se simte un pic oboseala, ținând cont că este prima zi de sală după mult, mult, mult timp. Așa că eu am fost Antonio, ea a fost iubita mea frumoasă Bibi. Și până data viitoare, noi v-am pupat, pa! Stați, probabil acum o să vă întrebați de ce am făcut outro cu iubita, care este un tablou. Iubita s-a dus să se pregătească pentru somnic, pentru că este și ea la fel ca și mine extenuată. Așa că de-aia vă spun eu pa. Noi v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa!